Episodul de astăzi noi îl începem cu puțină statistică. Studiile arată că 65% din femei sunt hărțuite. 23% din ele sunt agresate sexual. Iar 20% din ele sunt urmărite sau vânate. La ce bună zic eu toate acestea? Băieții de la X de Design au creat rucsacul Catty, care trebuie să fie de ajutor în situații periculoase doamnelor sau domnișoarelor. Ideea este că pe cureaua rucsacului avem două butoane, unul care pornește alarma, iar al doilea trimite o notificare despre locația ta unor prieteni ca să-ți vină în ajutor. Scopul nostru de astăzi este să vedem dacă chiar este util și ce avantaje mai are, dacă le are, desigur, pe lângă partea de siguranță. Atunci când vorbim despre rucsacuri smart, asta nu presupune că rucsacul este plin cu cabluri sau avem un procesor pe aici și imediat cum pui caietul cu temele pentru acasă în rucsac, el le face în locul tău. Toate că ar fi o idee bună, știi? Ok, rucsacul smart presupune că orice buzunar din el sau orice element al său are și o oarecare logică. De exemplu, în acest gen de rucsacuri, producătorii atrag atenția la așa o noțiune ca repartizarea greutății. Sper să nu greșesc termenul, dar dacă e cazul, corectați-mă. Indiferent ce pui în el, de la cărți și caiete până la lucruri pe care le utilizezi zilnic, toată greutatea lui este calculată astfel ca ea să fie uniformă pe umeri sau pe spate. Plus, pentru o încărcare mai ușoară, el se deschide, iată, ups, în așa mod. Mergem mai departe. Unul din factorii care a făcut rucsacurile acestui producător atât de populare este logica buzunarelor. În interiorul acestui rucsac, pe lângă spațiul de bază, mai avem două buzunare destul de voluminoase, cred că ar fi perfecte pentru tablete, caiete, acte sau bani, și două buzunare mai mici. Nu știu ce poartă de regulă fetele la ele în geantă, dar presupun că un număr mare de buzunare mici ar fi mai bine. În schimb, pe spate avem un buzunar destul de voluminos, la care ușor ajungi, unde poți ascunde lucrurile de primă necesitate. Pe una din curelele rucsacului găsești două butoane. Una pentru a porni alarma, imediat ce ai nevoie, iar al doilea pentru a trimite date despre locația ta la trei prieteni. Acum despre fiecare cu detalii. Pentru început, aceste butoane devin active doar după ce conectezi rucsacul la telefon. Și totul este posibil cu ajutorul acestui mini-dispozitiv și aplicația XD SOS. Ca rucsacul să pornească, nu mi-am imaginat niciodată că voi zice așa lucruri, dar trebuie să ții apăsate aceste două butoane concomitent timp de 2 secunde. După care aplicația vede rucsacul, se conectează și așa mai departe. Totul e simplu, o vei face ușor. Imaginează-ți așa o situație. Dacă o domnișoară este urmărită de o persoană suspectă, ce face ea? Apasă de 2 ori acest buton și pornește alarma imediat. Și atrage atenția la toți care sunt în jurul ei. Destul de curios, aș zice eu. În aplicație, apropo, funcționalul ei nu este atât de bogat ca să-ți irosești timpul explicându-ți cum ea funcționează, poți indica 3 numere de telefoane a unor persoane apropiate. Și iarăși, dacă revenim la acea situație periculoasă, apăsând butonul SOS, aceste 3 persoane primesc notificare cu locația ta ca să-ți poată veni în ajutor. Și cel mai important, nu este necesar ca ei să aibă această aplicație instalată. Lucru foarte bine gândit, aș spune eu.
Iată la ce au ajuns rucsacurile în ziua de azi. Scrie-ne în comentarii părerea ta, cum crezi, sunt utile aceste tipuri de alarmă sau este de ajuns să strigăm în gura mare? Plus, dacă cunoști alternative pentru așa gen de rucsacuri, numai decât scrie-le în comentarii ca să le știm și noi. Next Level You. Enter.